La versetul 8. Și Dumnezeu poate. Când îl luăm noi pe Dumnezeu părtaș la toate lucrările noastre, atunci noi trebuie să avem o sfântă și cutremurătoare grijă ca mai întâi Lui să-i facem parte și din rezultatul lucrărilor noastre. Ce mare lucru este să umblăm noi întru totul cinstiți față de Dumnezeu, să nu-i uităm niciodată, să nu-L nedreptățim și să nu-L înșelăm niciodată și întru nimic pe Dumnezeu, cum făceau lucrătorii viei sale, care la vremea roadelor nu numai că nu-i dădeau partea care se cuvenea stăpânului, dar s-au făcut vinovați de păcatele cele mai mari, chiar și împotriva trimișilor lui la ei. Și cum a făcut Anania și Safir? Cea mai mare crimă au făcut-o atunci când au ucis pe însuși fiul cel prea iubit, trimis la ei după partea cuvenită stăpânului viei și când au vrut să mintă pe Duhul Sfânt. Dumnezeu nu ne uită pe noi niciodată, nu uită să ne răsară în fiecare zi soarele Său, nu uită să ne dea ploaia timpurie sau târzie, nici vântul când e nevoie de vânt, nici bucuria când e nevoie de bucurie, nici durerea când este nevoie de ea, nici odihna, dar nici munca noastră. Nu uită primăvara, nu uită toamna, nu uită dimineața, nu uită seara, nu uită nimic. Nu uită să ne cheme pe fiecare la masa Lui, nu uită să ne păzească în primejdii, nici nu uită în singurătatea și în necazurile noastre și nu uită să ne dea toate binefacerile sale și nu ne-a uitat niciodată nicăieri și pe niciunul din noi, nici când noi nu-L cunoșteam deloc, nici când după ce L-am cunoscut, noi iarăși L-am uitat pe El. Și El a rămas mereu același, fiindcă nu se poate tăgădui singur, cum ne putem tăgădui noi adeseori, promițând, dar neîmplinind ce am promis, legându-ne și uitând legământul făcut, primind și nemai întorcând înapoi ceea ce am primit. În uitarea datoriilor noastre față de Dumnezeu este păcatul zgârceniei, dar este și păcatul necredinței. Cel nedarnic nu crede că Dumnezeu poate să-i mai dea înapoi ceea ce El dă semenilor săi lipsiți. Cel nedarnic nu crede lipsa fratelui său, nu crede nevoia lucrării lui Dumnezeu, nu crede că dacă El dă ce are acum în mână, mâine va primi și mâna nu-i va rămâne goală. El nu crede că Dumnezeu poate să-i dea înapoi iarăși, nu crede nici că fratele căruia îi dă, el sau alții, îi vor mai da înapoi ceea ce a dat. El nu crede în ceea ce nu vede. El crede numai în cele ce se văd. Și vai, ce pagubă și ce pierdere mare este aceasta. Dumnezeul nostru poate. El poate oricând și poate orice. De aceea, încrederea în El trebuie să ne fie în inimile noastre nemărginită. Pentru împlinirea poruncilor sale, noi trebuie să mergem pe calea ascultării, chiar dacă mii de piedici sau mii de vrăjmași ne-ar amenința. De la începutul venirii noastre la Iisus, ni s-a spus nouă că în lume vom avea necazuri, dar pe steagurile noastre este scris, îndrăzniți că Eu am biruit lumea. Câte necazuri am avut noi, dar prin Harul Lui El ne-a fost biruitor, ne-a scos biruitor din toate. Despre fiecare necaz biruit am vorbit sau am scris atunci, dar îndată a venit un altul, parcă și mai mare. După ce am scăpat și din acesta, am vorbit sau am scris iarăși. Ne-am rugat și am mulțumit Domnului din nou că ne-a scăpat, dar nu după multă vreme o altă furtună ne-a încercat din nou. Și mereu așa va fi, până când vom ajunge în Ierusalimul nostru cel ceresc, după cum a fost și cu poporul Israel, prin toată pustia lui până ce a ajuns în Canaan. Odată un biet călător printr-o pustie mare, umblând singur spre casa lui depărtată, a avut să se întâlnească cu un câine mare turbat. Omul se îngrozi și luptă cu el, îl birui și merse mai departe spre casă. Când se întâlni cu niște oameni, le povesti prin ce groază a trecut, cum s-a luptat și cum a biruit, apoi mereu bucuros mai departe a mers. Dar nu merse mult până când întâlni un lup mare. Bietul călător se umplu de spaimă, dar merse spre lup, se luptă cu el și îl birui și merse mai departe.
întâlnind pe alți oameni, nu le mai povesti despre câine, ci despre lup. Apoi merse și mai bucuros mai departe. Dar iarăși nu merse mult și se întâlni cu un leu. Omul se rugă puternic și cu ajutorul lui Dumnezeu reuși să scape și din ghearele leului. Acum, când se întâlni cu alți oameni, omul nu mai povesti nici despre lup, ci le povesti despre leu. Dar iarăși nu merse mult și din nou se întâlni în calea lui cu un șarpe uriaș și groaznic. Acum bietul călător se socoti pierdut, dar se rugă din tot sufletul său lui Dumnezeu, care poate totul, și luptând cât putu cu șarpele, reuși să scape și de șarpe. Când acum se întâlni din nou cu oamenii, el nu le mai povesti nici despre leu, nici despre lup, nici despre câinele turbat, ci le povesti despre șarpele cel groaznic. Iar oamenii, auzindu-l de fiecare dată, se înduioșau de mila bietului călător și se mirau de curajul care i l-a dat dragostea lui de cei dragi ai săi și de casa lui, care l-a făcut să biruiască totul și să nu se întoarcă din drumul său până ce a ajuns. Două lucruri trebuie să învățăm de aici. Întâi că Dumnezeul nostru poate să biruiască orice piedică sau vrăjmaș care ne-ar ieși în cale. Apoi, că noi nu trebuie să fugim sau să ne abatem din calea noastră, chiar dacă orice primejdie ne-ar amenința, ci să înfruntăm orice piedică și să răzbim înainte, până ce vom ajunge și noi acasă, unde Domnul nostru și preiubiții noștri ne așteaptă. Și încă ceva, când întâlnim niște necazuri mai mari, nici nu ne mai aduce aminte de cele mai mici. Dacă astfel ne vom apropia cu rugăciune și cu credință de tot greul pe care îl vom întâlni în calea noastră, oricât ar fi de primejdios cel ce ne amenință, noi vom birui, căci Domnul este cu noi ca să ne scape după cum ne-a făgăduit El, la Ieremia 1:8 și la Matei 28:20. Iar noi, scumpii noștri frați și surori, să nu ne mirăm de toate necazurile noastre care dau peste noi ca de ceva neobișnuit, ci după cuvântul Domnului pe care așa de bine îl știm, că tocmai la aceasta am fost și rânduiți să ne rugăm mai fierbinte și să luptăm mai cu nădejde și vom birui. 1 Tesaloniceni 3:2-4. Câtă vreme vom mai avea de mers prin pustiul lumii acesteia, plină de tot felul de primejdii pentru călătorii spre cer, vom avea mereu suferințe noi care ne vor face să le uităm pe cele vechi. Vrăjmași mereu mai amenințători care ne vor face să uităm pe cei mai dinainte și piedici mai mari care ne vor face să le uităm pe cele din trecut. Mereu vom da de alte fiare, dar Domnul Dumnezeul nostru ne va izbăvi de toate, fiindcă Dumnezeul nostru poate să ne bizuim pe El ca David și să luptăm în numele Lui și vom vedea că orice Goliat din fața noastră se va prăbuși. Amin.